Nu e prima ediție la care particip. Particip cam de la începutul la domnul Nicu Brâncean. Acum a ajuns deja destul de departe și am s-a avut și galerie de artă aici. Și sunt o tematică de-a mea de ani de zile, care o fac de cam până anii 80, să zicem. O teme de-astea apară creștine, cu teme religioase, într-un fel. E, pictura modernă, contemporană modernă, are sensul, era în Biblie. Nu poți să spui că ești un singur curent, abstract, gestual, peisagist clasic sau... Eu am început influențe de-astea din cultura bizantină, din bisericii noastre românești, și da, și de alte zone ale lumii, de exemplu, poate am fost în alte tipuri, un scrib ăsta egiptian, că se vede că o scrie în cărbele. Toate sunt definite, scrise cu simbolul peștelui, care e Hristos, când era cu catacombe, se dau pe tipul ăsta, din sic, ca să poată să întâlnească, să-i dea peste ei, romanii, să-i... Și ce s-a întâmplat în ei, îi umorau, îi crucificau, și așa să știau între ei. E inima, inima lui Hristos, dragostea universală, creștinismul este... E pe bază peste aceea, că esența este iubirea, nu poate să dă aproape, poate să dă alte religii. Și da, are și așa mulți adepți și este foarte viabilă, zic eu, într-un fel. Și trebuie să-i spun că este un heruvim, inima lui Hristos și cu oarii care sunt trebuie să și niște teme de-astea religioase la tur la biserici, la rugați, la creștini, românești. Deci, tema labirintului, cunoașterea, care într-o tocheată mergi până ajungi la un adevăr care poate niciodată nu ajungi. Însă e o creștere, așa, cu descoperirii încet, încet, al adevărului. La mine, cu cartea adevărului, sunt niște personaje, niște aici simbolul lui Hristos grafic, care l-a descoperit asta, Eliade, în India. Tema asta de aici, care este un fel de 18. Făcut. Asta e un pomul vieții. Tot așa că noi pe la... Puneau pe la inoștri, puneau pe la... cât un de-asta, cât un mormânt, cât un brat. La țară, la satele noastre. Poate ați văzut cum era. Așa era. Acum s-a cam amestecat lucrurile. Așa e normal să fie, să mai pierd în sensuri, să mai apară alte care nu ne-a descoperit nimeni, dar încet, încet, adevărul este la suprafață și eu zic că omul cu crize care sunt acum spirituale o să ajungă într-un punct spre adevăr, spre apropierea de Hristos, apropierea de dragoste universală, de apropierea de adevăr și să fie un om bun, bunătate. Că fără bunătate nimeni nu este. Dacă e rău în lume, dar nu ce să-ți bat, pentru că ce să-ți baie de mult, iară și mai departe. Și că e bine că ne întâlnim în tabele de astea, sunt oameni cu un Nicu Brâncean, care se preocupă și îi place să organizeze, că alții s-au distrat cu banii care aia, s-au distrat cu ce să bage banii în tablouri, în sculptură, că așa aia costă foarte mult, material. Dar uite că îi place, a prins, a început de mult cu tabla de sculptură la Domnul Buzăului acolo și încet, încet a ajuns un grup de artiști care toți țin, îl iubim și țin la el și sunt, îi cheamă la în fiecare an, unii pot pe bine, alții de câte mii lucrări, nu stau efectiv mai să lucrez. Și aici, seara, la un par de vin, stăm de vorbă, discutăm, de cel, bineînțeles. Și e o emulație, așa, care îți dă și o putere, simți lângă tine, aproape lângă tine, omul lângă tine, știm că ești înțeles, că ești apreciat și
Eu zic că ăsta e important cu teatrul ăsta. Sunt și eu aici la noi o, câțiva artiști care sunt în conducerea unui unii, cu domnul Dican, domnul Pogan, și care se zbat. Se zbat și mănâncă faptul că și pictează și ei și au și serviciul și face treaba asta, de breastă. Și artiștii sunt greu de lucrat cu ei, că fiecare, că este fie de mare aeroporană, dar și eu cel mai mare pictor, dar sunt oameni care mai niște copii, fac și gafe. Și atunci breasta, câteodată, o ia în plus. Și de-aia e bine să fie o discuție între noi și cu ei. Aici simt și pulsul artistului, ce mai vrem și noi. În timp, eu am 72 de ani, mai nu știu cum e. Sunt ăștia tine care lucrează, care sunt și ei cu dragoste de meserie care o practică. Și mă bucur că încă mai sunt tineri care lucrează și care sunt preocupați de artă, de artă în general. Nu artă românească, artă în general. Artă este mai numai de aia acolo, aia acolo. Oamenii mai circulă foarte mult, au de-astea, văd multe muzee și atunci fiecare se regăsește într-o zonă artistică a lumii, să zicem. Da, cu fiecare, cu rădăcinele care te văză în țara unde ești. Că nu poți să te stai în rădăcini, doar ce te uzi ca un copac. Și zic că este foarte de bun augur aceste tare de creație. Sunt puține. Și mai ești pe domnul Grânceanu, mai puțin fac. Să facă și expoziții, să facă și cataloge. Alții fac expoziții. Gata, fac 2, 3, 4, 7, 2 ediții. După aceea închid portile și gata. Și te uite, din bună ziua mai ales, da. Și eu zic că e destul de bine ce se întâmplă aici în Ardeal, în Transilvania, oameni mai civilizați din alte parte. Și sper să aibă putere de muncă, dânsul e destul de tineret, să ieșim așa. Și poate să mai are încă ani buni de tras în ghilimele, să facă cu artiștii, să îi reunească, să poate să înțelească unul cu altul, să se spune ideile, să se concreze într-o armonie frumoasă, sper.